Ok, oameni buni, astăzi avem ceva tare. Vorbim despre un personaj pe care toți îl știu ca fiind un geniu absolut. Thomas Edison. Toată lumea știe că el e tipul cu becul, fonograful și alte chestii care au schimbat lumea. Dar ce nu știu mulți e că, pe lângă faptul că era un inventator genial, Edison era și un om de afaceri nemilos. Și când zic nemilos, mă refer la faptul că omul era dispus să facă aproape orice pentru a-și atinge scopurile. Inclusiv să tragă țepe altor oameni de știință, chiar și lui Nikola Tesla. Da, exact. Geniul Tesla, tipul care a făcut lucruri incredibile cu curentul alternativ. Cel care a adus tehnologia la un alt nivel. Dar hai să vă povestesc cum s-a întâmplat totul. Pe la sfârșitul anilor 1880, Tesla lucra pentru Edison. Și, la un moment dat, Edison i-a promis un premiu de $50.000 dacă reușea să îmbunătățească sistemul de curent continuu pe care îl promova. Tesla, băiat de treabă și super inteligent, a acceptat provocarea și și-a făcut treaba ca la carte. A venit la Edison și i-a zis: uite, boss, am rezolvat, unde-s banii? Și ghici ce i-a răspuns Edison: că totul a fost o glumă americană. Acum, nu știu cum vi se pare vouă, dar să promiți $50.000 și apoi să spui că a fost doar o glumă și să furi munca unui om, mi se pare o țeapă serioasă. Și așa, Tesla a rămas nu doar fără bani, ci și cu un gust amar în ceea ce privește colaborarea cu Edison. Dar stai, că asta nu e tot. Edison nu s-a oprit aici. După ce a văzut că Tesla e un pericol real pentru afacerile lui, a început o întreagă campanie împotriva curentului alternativ. Da, exact, campania aia celebră în care Edison a electrocutat animale în public pentru a demonstra că invențiile lui Tesla erau periculoase. Sigur, asta nu avea nicio legătură cu realitatea. Era pur și simplu o metodă de a speria oamenii și de a păstra monopolul pe care îl voia Edison. Vă dați seama ce geniu de marketing a fost ăsta? A dus toată chestia asta la un alt nivel doar pentru a-și proteja afacerile și a distruge competiția. Acum, unii ar putea spune că Edison era pur și simplu un om de afaceri inteligent care știa să tragă sforile. Dar haideți să fim serioși. Să furi munca altora și să folosești astfel de tactici nu te-a prea pune în lumina unui tip de treabă. Și nu vorbim doar de Tesla. Edison avea un întreg laborator plin de oameni de știință care lucrau pentru el, iar multe dintre invențiile care îi poartă numele au fost de fapt dezvoltate de echipe întregi. Doar că, surpriză, numele lui Edison era cel care apărea pe brevete și în cărțile de istorie. Acum să nu mă înțelegeți greșit, Edison a fost totuși un geniu. Fără el, probabil că nu am fi avut astăzi unele dintre cele mai importante inovații. Dar asta nu înseamnă că nu putem să vedem și partea mai puțin frumoasă a omului. Geniu? Da, fără îndoială. Dar și un escroc atunci când venea vorba de afaceri. Eu zic că Tesla și alți oameni de știință care au lucrat pentru el ar fi avut ceva de spus pe tema asta. Așa că, la finalul zilei, trebuie să ne întrebăm: cât de mult pot să separ omul de afaceri de inventatorul genial? Poate că răspunsul depinde de ce parte a istoriei te afli. Deci, oameni buni, ce părere aveți? A fost Edison un geniu absolut sau un tip care a folosit orice metodă, oricât de murdară, pentru a-și atinge scopurile? Vreau să aflu de la voi. Lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi dacă sunteți de partea lui Edison sau a lui Tesla. Și nu uitați să reveniți, deoarece am multe povești interesante despre istoria inventatorilor și a geniilor care nu sunt întotdeauna așa cum îi vedem în manuale. Deci, stați aproape, că urmează niște chestii care sigur o să vă surprindă.